În contextul alegerilor locale din iunie 2016, primăria Roman inventariază spațiile în care se vor amenaja secțiile de vot. Până acum nu au fost mari modificări, ci spațiile doar au fost igienizate corespunzător, însă pentru alegerile din vară se vor modifica două secții, cea din Casa de Cultură și cea din Corpul B al Colegiului Național Roman Vodă. Vor fi modificate două secții de votare, și anume secția de votare de la Casa de Cultură a Sindicatelor 77 se va muta în Colegiul Național Roman Vodă Corpul A, pentru că avem clădirea noastră, spații suficiente, ținând cont și de problemele pe care le are până la rezolvare Casa de Cultură cu ISU. Drept pentru care, spre a nu pune spre semnul întrebării, noi deja operăm astfel de lucruri. O altă secție ce își va schimba locul este cea din Corpul B al Colegiului Național Roman Vodă, unde se efectuează lucrări de consolidare și reabilitare a imobilului. De asemenea, secția 100 de la Colegiul Național Roman Vodă Corpul B, pentru că suntem în lucrări, se va muta la liceul cu program sportiv, tot acolo în curte. Deci vor fi două mutații care vor asigura apropierea față de secțiile vechi, de astfel încât să nu fie niciun semn de întrebare cu privire la desfășurarea în bune condiții activităților electorale. Romașcanii vor fi chemați la vot pe 6 iunie, atunci când, de altfel în toată țara, se vor organiza alegeri pentru desemnarea primarilor, consilierilor locali și consilierilor județeni. Față de alegerile de acum 4 ani, este de reținut faptul că președintele de Consiliu Județean nu se va mai alege direct de către cetățeni, ci el va fi ales prin vot de către consilierii județeni.